seara, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Experții critică proiectul de lege care ar face posibilă demiterea procurorului general, deoarece asemenea practici ar crea precedente periculoase. Președintele Consiliului Concurenței, Marcel Răducan, și-a dat demisia după ce premierul Natalia Gavrilița a anunțat că structura instituției va fi schimbată ca să nu mai fie monopol pe piața de publicitate. Ajuns la Chișinău, în această seară, Dimitri Cozac a mers la președinție, unde s-a întâlnit cu Maia Sandu și cu mai mulți miniștri. Sportivii moldoveni au revenit de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Aceștia au fost întâmpinați la aeroport cu flori și aplauze. După o întrevedere la președinție care a durat aproximativ 2 ore, reprezentantul special al Federației Ruse pentru dezvoltarea relațiilor comerciale și economice cu Republica Moldova, Dimitri Cozac, a răspuns la întrebările jurnaliștilor. Colega noastră, Daniela Andreeva, a fost acolo și ne spune detalii. Daniela, bună seara! Bună seara, Valeria, bună seara, doamnelor și domnilor. Întrevederea la care a participat delegația Federației Ruse în frunte cu Dimitri Cozac s-a încheiat acum câteva minute aici la președinție. Deși atunci când a ajuns acesta s-a ascuns de ochii presei, la ieșire neașteptat acesta s-a apropiat de jurnaliști și chiar a răspuns la câteva întrebări. Mai întâi acesta a decis să puncteze câteva subiecte care au fost puse în discuțiile care au durat aproximativ 2 ore. Acesta susține că Federația Rusă este deschisă către dialog cu autoritățile din Republica Moldova și este deschisă să ajute cu ce pot autoritățile noastre, dar totul trebuie să fie reciproc. Cât despre soluționarea conflictului transnistrean, Cozac a spus că aceasta este problema autorităților din Republica Moldova și celor autoproclamate de la Tiraspol și că Rusia nu are nicio treabă cu asta, precizând că autoritățile de la Chișinău trebuie singure să decidă cum anume vor soluționa acest conflict. Cozac a fost întrebat dacă se preconizează o întrevedere între Maia Sandu și președintele Putin, dar acesta a fost cam evaziv în declarații și nu a spus clar dacă o asemenea întrevedere va avea loc. Totodată, acesta nu a vrut să vorbească nici dacă Rusia este gata să-și retragă trupele de pe teritoriul transnistrean. Ulterior a evitat să mai răspundă și la alte întrebări, a urcat în mașină și a plecat. Întrevederea care a durat, precizez, aproximativ 2 ore, la întrevedere au participat din partea Republicii Moldova, președintele Maia Sandu și consiliera acesteia pe politica externă. A participat ministrul de externe Nicu Popescu, viceprim-ministrul pentru reintegrare Vladimir Kulminski, ministrul economiei Andrei Spânu, dar și ministrul afacerilor interne Ana Revenco. Deocamdată atât la acest subiect. Așteptăm o reacție și din partea autorităților de la noi ca să ne spună mai multe detalii despre subiectele care au fost puse în discuție la această întrevedere. Tatiana? Daniela, mulțumesc. Președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova critică proiectul care ar face posibilă demiterea procurorului general în cazul constatării unor abateri înregistrat ieri de Ministerul Justiției. Vladislav Gribincea susține că legea nu ar trebui să fie modificată de fiecare dată când se schimbă guvernarea, precizând că asemenea practici creează precedente periculoase și pune procurorul general la cheremul politicienilor. Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, nu a reacționat.
Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Vladislav Gribincea scrie că, deși procurorul general Alexandru Stoianoglo nu a înregistrat rezultate de când ocupa această funcție, totuși legea nu trebuie modificată de fiecare dată când guvernarea nu este mulțumită de activitatea acestuia. Asemenea, practici creează precedente periculoase și pune procurorul general la cheremul politicienilor. Un procuror dependent de politic este mai periculos decât unul cu performanțe modeste. Se arată în mesajul președintelui Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Gribincea mai spune că nu vede cum anume actualii membri ai Consiliului Superior al Procurorilor, printre care se numără și Stoianoglo, ar putea să propună demiterea acestuia. Acesta i-a mai atenționat pe cei din PAS că nu e niciun sens să detoneze o bombă atomică pentru a face pe cineva să plece. Sergiu Litvinenko nu a reacționat la comentariul lui Gribincea. Un proiect care vine să modifice legea cu privire la procuratură a fost propus și înregistrat ieri în Parlament de către ministrul Justiției Sergiu Litvinenko. Acesta presupune implementarea unor mecanisme de monitorizare și de tragere la răspundere a procurorului general în cazul unor abateri. Litvinenko a mai precizat că ar urma să fie făcute modificări și la structura Consiliului Superior al Procurorilor, fără să spună clar despre ce mai exact este vorba. Cel mai probabil, proiectul va fi examinat la una din ședințele extraordinare preconizate pentru luna august. Președintele Consiliului Concurenței, Marcel Răducan, demisionează. Cererea acestuia urmează să fie examinată vineri la ședința extraordinară a Parlamentului. Anterior, mai mulți membri ai PAS au solicitat demisia lui Răducan din cauza înțelegerilor de cartel care ar exista pe piața petrolieră din Moldova. Am sunat în anticamera instituției pentru a-l întreba pe Răducan de ce demisionează. Secretarul acestuia ne-a spus însă să revenim mai târziu. Marcel Răducan a fost numit în funcția de președinte al Consiliului Concurenței pentru un termen de 5 ani. În noiembrie 2018. Acum două zile, în cadrul emisiunii În profunzime, premierul Natalia Gavriliță a anunțat că structura Consiliului Concurenței va fi schimbată, astfel încât să nu mai existe monopol pe piața de publicitate. Ajungi pe insula Evia, care este mistuită deja de două săptămâni de incendiile de vegetație. Pompierii moldoveni s-au pus pe treabă. Aceștia lucrează la stingerea focarelor, alături de salvatorii din România. Au salvatorii noștri și ce tehnică le-a fost pusă la dispoziție în lupta cu flăcările, vă spunem la știri. Eroul Moldovei, canoturul Serghei Tarnovski, care a cucerit singura medalie pentru țara noastră la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a revenit acasă. Alături de mai mulți sportivi și oficiali, acesta a fost întâmpinat la aeroport cu flori și aplauze. Serghei Tarnovski, cel care a câștigat medalia de bronz în cursa de canoe 1000 de metri, spune că a avut emoții mari, dar se simte mândru că a reușit să-și atingă scopul. Был рад, что я смог повторить свой результат 2016 года и как бы доказать то, что как бы я достоин этой медали. Самое сложное было, погода. Canotorul Serghei Tarnovski va primi o remunerare de 2 milioane de lei din partea statului nostru, bani pe care încă nu știe pe ce îi va cheltui. Пока их оставлю так, как они есть, а тратить пока не буду. Надо тренироваться к другим стартам, как бы. Тут не надо, главное не останавливаться. Pline de emoții au fost și Daniela Cociu și Maria Olărașu. Ambele s-au calificat pe locul 7 la proba de canoe. Pentru acest rezultat vor fi remunerate cu câte 300 de mii de lei. O experiență destul de bună, fiindcă Olimpiada oricum este la un nivel mult mai înalt de față de celelalte competiții. Am văzut punctele noastre forte și punctele noastre slabe, știm ce să lucrăm mai departe și pentru Paris ne suntem în pregătire. Emoții de bucurie au fost și pentru cei care i-au susținut în tot acest timp pe sportivi. Fratele lui Tarnovski spune că a urmărit de acasă prestația acestuia și afirmă că este mândru de rezultatul obținut. Очень рад, что он показал себя, что он показал борьбу. Что он вырвал все-таки на этих последних метрах эту бронзу. Reveniți acasă de câteva zile, olimpicii Anastasia Nikita, Victor Ciobanu și Zaina Petrivskaya au venit și ei să întâmpine ultima delegație sosită de la Olimpiada de la Tokyo. Am fost puțin dezamăgită, deoarece știu care sunt posibilitățile mele. Obiectivul ca la Olimpiada din Paris să obțin o medalie. Mă bucur foarte mult pentru colegii care îndeosebi au reușit să intre în top 8. Președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv, Nicolae Juravski, a calificat rezultatul sportiv
sportivilor noștri la Olimpiada de la Tokyo ca fiind unul foarte bun. E clar că, făcând așa o mică concluzie, avem de muncit mult. Lucrurile bune necesită investiții mari, necesită atitudini serioase. Pe lângă premiile bănești din partea guvernului, olimpicii moldoveni vor primi bani și de la cea mai mare companie de jocuri de noroc. Tarnovski va primi 250.000 de lei, iar alți 9 reprezentanți ai lotului olimpic vor încasa câte 50.000 de lei. 20 човек, 9 човек, из которых попали в 10 сильнейших в мире в своей области. Я думаю, что для Молдовы это невероятное постижение. Jocurile olimpice de la Tokyo au început acum 3 săptămâni, iar Moldova a fost reprezentantă la competiție de 20 de sportivi. Cele mai bune rezultate le-a obținut Sergei Tarnovski cu medalia de bronz în cursa de canoe 1000 de metri, Victor Ciobanu cu locul 5 la lupte stilul greco-roman, Anastasia Nikita cu locul 7 la lupte stilul liber, Andrian Mardare cu poziția tot a 7-a la atletism, aruncarea suliței și dubloul Daniela Cociu Maria Olerașu în proba de canoe 500 de metri cu aceleași performanțe. De un succes răsunător se bucură și campioana Moldovei, Șerif Tiraspol. Viespile au reușit să se califice în play-off-ul Ligii Campionilor, după o pauză de 11 ani. Aseară, tiraspolenii au eliminat-o pe Steaua Roșie Belgrad și deja au asigurat participarea în grupele Europa League. După remiza din Serbia, scor 1-1 aseară, în meciul disputat la Tiraspol, campioana Moldovei a reușit un meci splendid în fața celor de la Steaua Roșie Belgrad. Șerif a învins cea mai bună echipă a Serbiei cu 1-0 după un gol înscris pe finalul primei reprize. Fundașul Danilo Arboleda a marcat în urma unei faze fixe. Astfel, discipolii lui Yuri Vernidub au eliminat-o în turul 3 preliminar cu scorul general de 2-1 pe Steaua Roșie Belgrad și s-au calificat în play-off-ul Ligii Campionilor. Acolo, Viespile au ajuns după o pauză de 11 ani și o vor întâlni pe Dinamo Zagreb. Prima manșă se va disputa la Tiraspol pe 17 august, iar returul în Croația pe 25 august. Odată cu accederea în play-off, Șerif și-a asigurat deja un loc în grupele Ligii Europa. Tiraspolenii au mai jucat în această fază a competiției de 4 ori în 2009, 2010, 2013 și 2017. Iar starul argentinian Lionel Messi a fost astăzi prezentat oficial la Paris Saint-Germain. A fost mare nebunie în capitala Franței. Mai multe detalii despre cum a decurs evenimentul aflați în câteva minute. Directorul CNA ar urma să fie demis și numit în funcție direct de Parlament și nu în bază de concurs. Deputații PAS au înregistrat astăzi un proiect de lege în acest sens. După părerea noastră și după experiența pe care am avut-o în trecut, am văzut că în cadrul concursurilor evaluările erau total subiective. În cel mai bun caz, în cel mai rău caz, avantajau candidați care nu erau foarte pregătiți. Și în virtutea faptului că Parlamentul Republicii Moldova, în special acest actual, are o legitimitate politică fără precedent, noi am decis că numirea de către Parlament va fi cel mai corect. Modificările înaintate de PAS prevăd ca directorul centrului să fie numit în funcție de Parlament cu votul majorității, iar documentul de înaintare să fie semnat de cel puțin 20 de deputați. Ideea nu i-a încântat pe cei din opoziție. Socialiștii au scris într-un comunicat că numirile în funcții la instituțiile de drept, fără concursuri, reprezintă o subordonare politică. Ruslan Flocea a ajuns director al CNA în baza unui concurs desfășurat în 2019. După un șir de consultări, proiectul de lege care prevede că ANRE va stabili prețul maxim doar la benzina A95 și motorina a fost înregistrat astăzi oficial la Parlament de către deputații PAS. Documentul care vine să modifice legea produselor petroliere urmează să fie dezbătut la ședința de vineri a legislativului. Legea actuală stabilește că agenții economici sunt cei care setează prețurile în baza marjei ANRE. Însă aceasta presupune că agenții economici trebuie să aibă acces la cotațiile plați. Iar acest serviciu costă peste 1 milion de lei pe an. Este o sumă imensă pentru statele pe comici,
în special în zonele rurale, o cheltuială care riscă să le blocheze activitatea. Proiectul de lege presupune ca prețul maxim de comercializare cu amănuntul a carburanților să fie stabilit pentru produsele principale de tip standard. Benzina 95 și motorina să fie calculat și publicat zilnic, inclusiv și în zilele de weekend pe pagina web ANR. Prețurile de comercializare cu amănuntul a gazului lichefiat și a celorlalte tipuri de produse va fi stabilit de petroliști. Articolul 4 din lege privind piața produselor petroliere numărul 461 din 2001, ce reglementează formarea prețurilor să fie expus într-o redacție nouă și anume să fie indicat expres și fără echivoc că prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale se stabilesc de către ANRE în baza metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere. Acum două săptămâni au fost organizate consultări publice la Parlament în acest sens, la care au participat operatori, consumatori și experți. De pe 1 iulie, ANRE stabilește din nou prețurile plafon la carburanți, după o pauză de peste 2 ani. De luni până vineri, agenția publică până la orele 12 indicatorii de referință stabiliți în baza cotațiilor internaționale plați la toate tipurile de combustibil. Noua metodologie a început să fie aplicată în urma unor majorări în lanț la prețuri care au fost urmate de câteva modificări legislative adoptate de Parlament în luna aprilie, criticate atât de petroliști cât și de ANRE. În ultimul timp a fost înregistrat un deficit de motorină pe piață, unii experți considerând însă că acesta este provocat artificial de operatori. Carburanții s-au scumpit în mai multe rânduri începând cu luna decembrie. Natalia Gavrilița ar urma să plece într-o vizită la Bruxelles la sfârșitul lunii septembrie. Invitația a venit din partea lui Josep Borrell, înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei Europene. Potrivit unui comunicat al executivului de la Chișinău, Gavrilița și Borrell au discutat la telefon despre prioritățile noului guvern, despre agenda de asociere, dar și despre asistența UE pentru țara noastră. Natalia Gavrilița a declarat că printre primii pași ai noii guvernări se numără adoptarea legilor și hotărârilor necesare pentru accesarea celei de-a doua tranșe a asistenței macrofinanciare în valoare de 50 de milioane de euro. Prim-ministru ar urma în curând să se întâlnească la Chișinău și cu omologul său român Florin Câțu, dar și cu premierul ucrainean Denis Șmihal. Astăzi înregistrăm cele mai multe cazuri de coronavirus din ultimele 4 luni, peste 250 de contaminări. Autoritățile din sănătate mai spun că 4 persoane au murit. În stare extrem de gravă se află 66 de pacienți, cifră care nu s-a înregistrat în ultimele luni. 12 dintre aceștia sunt conectați la aparate de respirație asistată. Între timp, în țară a ajuns lotul de 26.500 de doze de vaccin AstraZeneca, donat de Lituania, iar la sfârșitul săptămânii vom primi o tranșă de peste 6.000 de doze de Pfizer din lotul de 700.000 achiziționat de guvern. Cazurile de COVID-19 în rândul copiilor se înmulțesc în valul al patrulea al pandemiei. Medicii americani atrag atenția că nu doar numărul de contaminări este în creștere, ci și severitatea bolii. Astfel, cazurile înregistrate la copii reprezintă 15% din cazurile raportate săptămânal în SUA. SUA a raportat un număr de 93.824 de infectări în rândul copiilor între 29 iulie și 5 august. Numărul copiilor care contractează COVID-19 a crescut de 5 ori de la sfârșitul lunii iunie, un salt substanțial de 84% potrivit unui raport al Academiei Americane de Pediatrie. More kids are getting COVID because they're out and about more. They may not be wearing masks, they may not be as protected. Majoritatea cazurilor de COVID sunt la copiii care fie sunt prea mici să fie vaccinați, fie fac parte din familii care nu sunt imunizate. Everyone under the age of 12 is not yet eligible for vaccine, but they sometimes are operating in communities where all of the adults are vaccinated and maybe tugging their children along with them to places that may not be safe for unvaccinated kids. Doctorii din Seattle au raportat deja o creștere a numărului de cazuri grave de COVID-19 în rândul copiilor. Spitalul de copii din statul american Tennessee ar urma să ajungă la capacitate maximă până la finalul acestei săptămâni, potrivit unei proiecții a guvernului local. Experții sunt de părerea că varianta Delta este responsabilă pentru creșterea numărului de cazuri în rândul copiilor. Delta is so contagious that more people in the unvaccinated community are going to get it than with previous variants. There's also some concern that Delta variant, like Alpha before it, is more dangerous to individuals in younger age groups. 4,3 milioane de copii din SUA au fost confirmați cu COVID-19 de la începutul pandemiei până la 5 august.
Operatorii de la 112 spun că au început să primească mai multe apeluri noaptea de la petrecăreți care solicită poliția. Numărul acestora s-a dublat în luna iulie. Cel mai des apelul către serviciul nostru. Gălăgie, muzică, conflicte, bătăi. Ultima perioadă, restricțiile parc, toate că nu s-au oficial nu au fost scoase, dar cetățenii așa le percep că sunt mai liberi. Ce alte tipuri de apeluri au devenit mai frecvente decât de obicei, vă spunem în câteva minute la știri. Lionel Messi a devenit jucător cu acte în regulă la Paris Saint-Germain. Vedeta argentiniană a semnat un contract pe 2 sezoane, iar astăzi a avut parte de o prezentare oficială în capitala Franței, unde a susținut și o conferință de presă. La ilusión y la gana intacta de seguir ganando y por eso vengo a este club, porque es un club ambicioso. Veo la... el cuerpo técnico y la plantilla que tengo y creo que está preparado para intentar pelear por todo, para intentar conseguir todo y ese es. După conferință, Messi și-a făcut apariția în fața fanilor. Nebunia în capitala Franței a început încă de ieri. PSG a filmat fiecare pas al argentinianului și a postat imaginile pe rețelele de socializare. La aeroport, sute de suporteri l-au așteptat pe legendarul fotbalist. Odată a ajuns Messi și a salutat fanii. Apoi a trecut un control medical. Ulterior, Messi a pășit pe gazonul de pe Parc de Prinz în tricoul cu numărul 30, care i-a fost rezervat. După care a mers la hotel unde a semnat contractul și s-a întâlnit cu noii săi colegi, dar și cu antrenorul Mauricio Pochettino. Peste tot, Leo era întâmpinat de fani. Leo Messi a plecat de la Barcelona deoarece clubul nu putea respecta fair play-ul financiar. Astăzi, președintele Nasser Al-Khelaifi a fost întrebat dacă PSG respectă aceste reguli financiare, întrucât clubul plătește cele mai mari salarii din lume. It's a very great question. Before we do anything, basically, you know, we look out with our commercial people, with financial people, with legal people. So, as soon as if you see that we sign Leo, that means we have the capacity to sign him. If not, we're not going to sign him. Vedeta argentiniană a semnat un contract pe 2 sezoane cu PSG cu opțiunea de prelungire pentru încă unul. Deținătorul a 6 baloane de aur va avea un salariu anual de 35 de milioane de euro la noua echipă plus bonusuri. Lionel Messi a ajuns la PSG după ce a petrecut 21 de ani la FC Barcelona. Cu prima echipă a catalanilor, el a cucerit 35 de trofee, iar în cele 778 de meciuri jucate pentru extraterestri a marcat 672 de goluri și a dat 305 pase decisive. Au aruncat în aer un bancomat, au adunat banii din el și au fugit. Este isprava unor hoți care au dat o spargere noaptea trecută în orașul Tighina. Nu este clar de unde indivizii au luat explosibil pentru a detona aparatul. Presa de acolo scrie doar că aceștia erau 3 la număr și că au fugit într-o direcție necunoscută. În grabă, hoții au pierdut pe drum mai multe bancnote de 100 și 200 de ruble. Suspecții sunt căutați de milițienii transnistreni. Salvatorii moldoveni detașați în sudul Greciei s-au alăturat azi dimineață pompierilor eleni care de aproape 2 săptămâni luptă în continuu cu incendiile de vegetație. Angajații GSU se află în regiunea Procopion de pe insula Evia și au misiunea de a nu lăsa focul să se extindă pe partea opusă a muntelui. Odată ajunși în sudul Greciei, salvatorii moldoveni au fost cazați într-o tabără internațională sub egida ofițerilor greci, iar azi dimineața s-au și pus pe treabă împreună cu pompierii veniți din România. Cei 25 de angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au misiunea de a opri răspândirea flăcărelor spre cealaltă parte a muntelui, dar și de a localiza focarele de pe câteva sectoare. EGSU afirmă că pompierii moldoveni lucrează fără întrerupere în ture a câte 6 ore. Incendiile din Grecia au mistuit teren.
terenuri, păduri, mașini, dar și mai multe antene din zonă, iar din această cauză este dificil de a lua legătura în orice moment cu salvatorii. Echipa de pompieri din Moldova a pornit spre Grecia luni dimineața și a ajuns aseară pe insula Evia. Angajații CSU au fost detașați în Grecia pentru cel puțin o săptămână, perioadă care însă poate fi prelungită în funcție de evoluția situației de acolo. Inițiativa aparține Ministerului de Interne a Republicii Moldova și este prima misiune internațională la care participă salvatorii moldoveni. Aceștia fac echipă cu pompierii români care se află pe insula Evia deja de 4 zile. În lupta cu flăcările, salvatorii noștri au la dispoziție 6 mașini de stingere, 2 cisterne și o dronă. Grecia încep să calculeze pagubele lăsate în urmă de incendiile catastrofale, care durează deja de 2 săptămâni. Peste 500 de focare au devastat păduri întregi, plantații de măslin și 10 de case, iar lupta nu s-a încheiat. Insula Evia trece prin ore de foc pentru a 8-a zi consecutiv. Deja 10 țări au trimis ajutor în Grecia pentru stingerea incendiilor. După o zi de relativă acalmie, panica a cuprins iar insula Evia. Vântul fierbinte aprinde noi focare în zona de nord-vest, nu departe de satul Pevki, devastat de flăcări la sfârșitul săptămânii trecute. Focul a lăsat scrum în urma sa. Acest fermier a venit să inspecteze pagubele. În dreapta, uite aici, este mașina lui care a fost cuprinsă și distrusă de flăcări. Yeah. Only two. Two. But before, how many in total? 50. 50. 5-0 and only 2 left alive. Catastrofe. Oamenii se plâng că zile întregi au luptat singuri cu mâinile goale să țină focul la distanță. Είναι περιοσία μας, είναι και έχουμε, λέμε ότι αν φύγουμε εμείς, έχουμε την εντύπωση ότι θα κάψουμε τα σπίτια μας. Έχουμε 3 μέρες να κοιμηθούμε και κοιμόμαστε με βάρδιες. Δεν φεύγω από το χωριό με τίποτα, γιατί πιστεύω ότι κάτι θα βοηθήσω. Φοβόμαστε πολύ, αλλά πρέπει να μείνουμε. Pompierii și voluntarii localnici își unesc eforturile să stingă focul înainte să scape de sub control. Locuitorii din Evia se plâng că în primele momente după declanșarea incendiului, marțea trecută, nu a existat nicio mobilizare de forțe, deoarece s-a intervenit în jurul Atenei. Για μένα δεν υπάρχει κράτος. Τελείωσε. Δεν βοηθηθήκαμε από πουθενά. Αυτά έπρεπε να είχαν γίνει πάρα πολλά χρόνια πριν. Πίσω από εδώ, από το βουνό, έρχεται φωτιά. Εδώ πέρα θα σκάσει φωτιά αυτή τη στιγμή. Θέλουμε αεροπλάνα. Dintre cei 870 de pompieri desfășurați în nordul Evia, mulți au venit din Cipru, Slovacia, Polonia, Serbia, Ucraina, România, dar și Republica Moldova. The humidity is really going to drop at 2 o'clock. It's going to be about 16%. And these hot spots that you can see will start burning again. So we need to manage them now before they start burning. Cu ajutorul dronelor, pompierii reușesc să vadă unde au mai apărut noi focare și cât de mult pot să se apropie. Little flickers of orange in between the undergrowth and then within seconds it literally engulfed the entire side of where we were, opposite side of where we were sitting. It's literally seconds. You have no time to get out. În 8 zile incendiul a distrus deja sute de case și a devastat mai mult de 49.000 de hectare, conform sistemului european de informații privind incendiile forestiere. Premierul grec a promis replantarea pădurilor arse și despăgubirea celor care și-au pierdut casele și alte bunuri. Numărul apelurilor nocturne la 112 s-a dublat, anunță reprezentanții serviciului de urgență. Dacă în luna iunie, în 12 ore, erau înregistrate câte 1000 de chemări, în iulie numărul acestora a ajuns la 2000, iar în mare parte cei care discută cu operatorii denunță scandaluri sau bătăi la beție și cer intervenția poliției. Ultima seară am avut apel, suna soția, în urma unei bătăi între soțul ei și prieteni posibil a soțului. I-a fost aplicată o plagă de cuțit în regiunea pieptului, soția a fost foarte agitată, colegii au avut o pereche, se plimba în parc și a avut de suferit, soția a fost violată, soțul a fost bătut. Zilnic, serviciul 112 preia circa 8000 de apeluri, dintre care în jur de 2000 se înregistrează noaptea. Cifra s-a dublat în luna iulie, comparativ cu iunie, iar potrivit reprezentanților instituției, acest lucru se întâmplă
pentru că vara moldovenii sunt puși pe chefuit. S-au întâlnit rudele, au consumat alcool, au fost nevoie de poliție pentru a calma situația. Aici au fost cel mai des apelul către serviciul nostru. Gălăgie, muzică, conflicte, bătăi. Cele mai multe și mai grave apeluri se fac de la ora 22 și până la miezul nopții, majoritatea fiind înregistrate în capitală. S-a atestat și o creștere a cererii de asistență medicală pentru copii, spun responsabilii de acolo. După câte am observat eu, s-au majorat cazuri de copii bolnavi, cu febră foarte înaltă, când medicamentul nu ajută și părinții sunt în panică. Ce anume noaptea, tot este un flux de apeluri foarte înalt. Purtătorul de cuvânt al serviciului susține că instituția are și apelanți fideli, care periodic solicită intervenția poliției. În luna iulie avem un apelant care ne-a sunat de aproximativ 336 de ori. Este un apelant care a avut o situație reală. De cele mai multe ori el anunță sau raportează situații legate de comerțul neautorizat. În luna iulie au fost înregistrate peste 200.000 de apeluri, dintre care jumătate au fost non-urgente. Un moldovean a fost găsit mort ieri într-un hotel de carantină din Tel Aviv. Informația a fost confirmată de Ministerul de Externe de la noi. Reprezentanții misiunii diplomatice sunt în legătură directă cu autoritățile locale în vederea obținerii informațiilor suplimentare, fiind comunicat că poliția izraeliană a pornit o anchetă care este în desfășurare. În urma investigațiilor, poliția locală a depistat urme de moarte violentă pe corpul nensuflețit al bărbatului și a pornit o cauză penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Potrivit presei străine, moldoveanul a ajuns în Israel pe data de 9 august, așa cum nu avea un act care să-l scape de carantină. Acesta a fost izolat într-un hotel pentru 14 zile. Un bărbat de 61 de ani a decedat în urma unui accident cumplit care a avut loc astăzi în satul Mihailovka din raionul Cimișlia. Potrivit poliției, victima conducea un tractor cu remorca încărcată cu lemne. La un moment dat, vehiculul a fost lovit de un tir, condus de un bărbat de 52 de ani. În urma impactului, tractorul s-a răsturnat, iar șoferul a rămas prins între fiare. Acesta a fost descarcerat, dar s-a stins până la sosirea ambulanței. Celuilalt conducător i-a fost acordat ajutor medical. Pe acest caz a fost inițiat un proces penal, iar alte circumstanțe se stabilesc. Căsnicia nu e ușoară, se spune, lucru demonstrat și de participanții unui concurs de cărat nevasta în spate desfășurat în Ungaria. Față de prima ediție desfășurată anul trecut, tehnicile au evoluat. În câteva minute la știri vedeți cum au ales bărbații să-și care soțiile în spate. Guvernatorul statului New York a demisionat. Se întâmplă după ce o anchetă a stabilit că Andrew Cuomo ar fi hărțuit sexual 11 femei, acuzații respinse de acesta. Președintele american Joe Biden, dar și alți lideri politici americani i-au solicitat demisia, marcând astfel prăbușirea carierei politice a guvernatorului, care era considerat un posibil candidat la președinția SUA. And I love New York. And I love you. And everything I have ever done has been motivated by that love. And I would never want to be unhelpful in any way. And I think that given the circumstances, the best way I can help now is if I step aside and let government get back to governing. Andrew Cuomo ocupă din 2011 funcția de guvernator al celui de-al patrulea cel mai populat stat american. Potrivit unui raport prezentat la 3 august de procurorul general din New York, politicianul ar fi hărțuit sexual 11 femei. Brittany Comiso este una dintre ele. There started to be hugs with kisses on the cheek, and then there was at one point a hug, and then when he went to go kiss me on the cheek, he quickly turned his head and he kissed me on the lips. Brittany Comiso le-a mai spus anchetatorilor statului că guvernatorul i-a mângâiat sânul într-o ocazie, cea mai gravă afirmație cu care se confruntă acesta. Cuomo a respins acuzațiile, deși a recunoscut că eforturile sale de a fi afectuos cu oamenii pe care îi întâlnește poate că i-au făcut pe unii să se simtă incomod. I do hug and kiss people casually. Women and men. I have done it all my life. It's who I've been since I can remember. In my mind, I've never crossed the line with anyone. But I didn't realize the extent to which the line has been redrawn.
Andrew Cuomo a declarat că se va retrage din funcția de guvernator al statului New York peste 14 zile. Cuomo a câștigat popularitate pentru modul în care a gestionat pandemia de coronavirus, statul New York fiind epicentrul american în primăvara anului 2020, iar acuzațiile de hărțuire l-au tras în jos ulterior. Este pentru a doua oară în ultimii 13 ani când guvernatorul statului New York își prezintă demisia după implicarea într-un scandal. Precedentul caz este cel al lui Eliot Spitzer, care a demisionat în 2008 sub acuzația că ar fi patronat prostituate. Proteste violente au avut loc noaptea trecută în capitala lituaniană Vilnius. Ca răspuns la propunerile guvernului de a interzice accesul în tramvai, autobuze și trenuri pentru persoanele care nu s-au vaccinat anticovid. 10 polițiști au fost răniți, iar 26 de manifestanți au fost arestați. Aproximativ 5.000 de persoane s-au adunat aseară în fața Parlamentului din Vilnius. Polițiștii au intervenit când mulțimea a început să blocheze ieșirile Parlamentului după o sesiune legislativă. Sticle și petarde au fost aruncate forțând poliția să folosească gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. Ambulanțele și vehiculele poliției au fost de asemenea lovite cu pietre. Explozie uriașă în Oceanul Atlantic. Americanii au supus unui test șoc cel mai nou portavion al lor, detonând peste 18 tone de explozibil în apropierea acestuia. Este a treia oară în această vară când portavionul este supus așa numitului test de maximă anduranță. Și de această dată, embarcațiunea a rezistat cu succes în fața exploziilor subacvatice. Nava de război urmează să fie dusă într-un port din Statele Unite pentru lucrări de modernizare și lansată oficial pe apă anul viitor. Cu o lungime de aproape 350 de metri și o greutate de 100 de mii de tone, noul portavion american a costat peste 13 miliarde de dolari și poate transporta 80 de avioane de luptă. Situația alarmantă la nivelul planetei. Potrivit unui raport ONU cu privire la climă, încălzirea globală are loc mai rapid decât se prevedea, iar din această cauză sunt păsări care riscă să devină o amintire și lacuri care pur și simplu dispar. Un exemplu vine din Marea Britanie, unde localnicii speră că vor salva o specie rară de păsări, așa numiții papagali de mare. În nord-estul Marii Britanii, la câțiva kilometri de zona de coastă, se află o mică insulă stâncoasă. Pe ea găsim doar un far vechi, o mănăstire clădită acum 650 de ani și mulți papagali de mare sau păsări pafin, cum sunt cunoscuți în lumea științifică. Dar numărul lor scade an de an. Creșterea nivelului mării amenință să le inunde habitatul, iar din cauza temperaturilor mari nu mai găsesc hrană. You'll often see puffins holding fish in their mouths. That's their primary food source, called sand eel. When eel eggs hatch, they're supposed to feed on plankton, which blooms at around the same time of year. But with rising sea temperatures, those two events are now out of sync by almost 3 weeks. Less food for sand eels ultimately means fewer sand eels for puffins. Potrivit acordului semnat la Paris în 2015 privind schimbările climatice, liderii mondiali și-au luat angajamentul să implementeze diverse măsuri pentru ca temperatura globală să nu crească mai mult de 2 grade Celsius. Dar, potrivit celui mai nou raport ONU cu privire la climă, încălzirea globală are loc mai rapid decât se prevedea. If we do not step up at the end of this year at the climate meeting, it will have been a complete abdication of responsibility, a real missed opportunity, and we'll be letting down future generations if we don't act now. În alt colț al lumii, în Iran, se află cel mai mare lac sărat din Orientul Mijlociu, dar apa se evaporă în ritm alert. Temperaturile în creștere i-au redus suprafața însă la jumătate în ultimii 30 de ani. All around Lake Urmia, you can see the impact of the global climate emergency on the communities here, on the people, their livelihoods, and of course also their future. The authorities tell us today Lake Urmia is less than half the size of what it used to be. Potrivit raportului ONU, până în 2030, încălzirea globală va avea efecte devastatoare asupra omenirii prin fenomene meteorologice mai extreme, precum incendii, taifunuri, secete și inundații. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a îndemnat țările lumii să-și unească forțele pentru a evita o catastrofă. Aproximativ 40 de soți cu soțiile lor în spate au escaladat un teren accidentat în cadrul celui de-al doilea concurs național de cărat neveste desfășurat în Ungaria. O cursă anterioară, organizată în octombrie, a atras doar 10 cupluri. Concurs.
concursul de karate neveste inspirat de o tradiție vikingă aprins la maghiari. Astfel a fost organizată deja a doua ediție într-un an. Față de prima ediție desfășurată anul trecut, tehnicile au evoluat, spre mulțumirea spectatorilor. Visto schon für Leute, die haben wir noch vor, hey, ich da era. Legyünk inkább feleségcipel és gondolom. Mi is próbálkoztunk. Mi elsősorban azzal készültük, hogy kidolgoztuk, hogy mi lesz a stratégiánk, hogy lesz a hátamon a feleségem. Concursul a fost preserat cu multe obstacole și nu au lipsit micile accidente. La final, cei mai buni au învins. Kipróbáltunk mindenféle tűzoltófogásba, vállamon, hátamon, ez vált belőle. Concursul de karate neveste își are originele în negura istoriei pe vremea vikingilor. Primii care le-au readus în actualitate au fost estonienii și finlandezii. În Estonia, aceste curse au un stil propriu, soțiile fiind karate cu capul în jos și cu picioarele pe umerii soțului, în locul clasicului purtat pe spate. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează serialul Las Fierbinți. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 0222136645. Iar dacă aveți imagini, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. O seară frumoasă!